V-ați întrebat vreodată cum era viața unui actor celebru înainte de a deveni celebru? Dragoș Bucur, cunoscut pentru interpretările sale captivante de pe ecran, a dezvăluit recent copilăria sa sălbatică și ne-a stâmpărat în cadrul unui podcast popular. De la farse îndrăznețe până la lucruri de care nu este mândru nici astăzi, Bucur a fost un copil neliniștit care le-a dat părinților săi necazuri nesfârșite. În ciuda faptului că faptele sale nu au fost grave, Bucur încă se simte vinovat pentru ele. Dar copilăria lui nu a fost numai distracție și jocuri. La un moment dat, a fost la un pas de moarte, iar el spune că singurul lucru care l-a ținut în viață atunci a fost Dumnezeu. Fiți alături de noi în timp ce aruncăm o privire mai atentă la viața lui Dragoș Bucur și aflați despre momentele care l-au transformat în omul care este astăzi. Dragoș Bucur, cunoscutul actor, nu și-a uitat niciodată trecutul năzdrăvan. De la a-și lăsa părinții în stare de șoc și uimire cu farsele sale până la a face lucruri de care nu este mândru astăzi, Bucur a trăit o copilărie nebună și sălbatică. Născut în 1977, el a fost un copil care le-a făcut părinților săi probleme interminabile. Mama lui spunea adesea, de aceea este atât de agitat. Bucur recunoaște că nu a fost cel mai bine crescut copil, dar întotdeauna i-a plăcut să facă farse îndrăznețe. Actorul a apărut recent la podcastul lui Mihai Bobonete și a vorbit despre copilăria sa și despre nebuniile pe care le făcea în fiecare zi. Bucur recunoaște că regretă mult din comportamentul său din copilărie. El spune, mi-e rușine de mine când mă uit în oglindă. Nu pot să spun să nu mai faci lucrurile astea, când știu că le făceam. În ciuda faptului că acțiunile sale nu au fost grave, Bucur se simte totuși vinovat pentru ele. Un astfel de act pe care Bucur și-l amintește cu amuzament a fost încercarea sa de a imita pe adulții din jurul său. El și prietenii săi adunau adesea iarbă de pe jos, o rulau într-un ziar și o fumau. Bucur a împărtășit, de asemenea, o poveste amuzantă despre prietenul său Boboc, pe care l-a convins că vaselina de pe bicicletă este o substanță vrăjită. Dacă Bucur striga numele lui și număra până la 10, iar dacă acesta nu venea la Bucur, îi creștea chestie pe frunte. Boboc era mai tânăr decât Bucur și credea fiecare cuvânt. Gluma a atins apogeul când Bucur juca fotbal cu Boboc și l-a strigat pe Boboc, care a lăsat întreaga echipă să aștepte în timp ce încerca să evite să-i crească chestii pe frunte. Poate că copilăria sălbatică și răutăcioasă a lui Bucur a fost plină de farse, dar a avut și momente periculoase. La un moment dat, a fost la un pas de moarte în adolescență, iar el spune că singurul lucru care l-a ținut în viață atunci a fost Dumnezeu. În ciuda copilăriei sălbatice și neastâmpărate pe care a trăit-o Dragoș Bucur, acesta a parcurs un drum lung de atunci. Astăzi este un actor de succes care și-a făcut un nume în industrie. Povestea lui Bucur servește ca un memento că trecutul nostru nu ne definește și că putem crește și schimba mereu. Deci poate că privește înapoi la copilăria sa cu sentimente amestecate, a învățat să se accepte pe sine și să meargă mai departe. Sinceritatea lui Bucur cu privire la experiențele sale din trecut este un memento revigorant care ne amintește că nici măcar cei care se află în atenția publicului nu sunt perfecți și că toți avem momente pe care le regretăm. Dar așa cum arată Bucur, nu este niciodată prea târziu pentru a face o schimbare și a deveni cea mai bună versiune a noastră.